Salutare oameni buni, eu sunt Tudor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră minunată de Skyblock, fraților. Uh, uite ce au ajuns din insula noastră, pentru că băieții sunt foarte harnici, da chiar harnici e puțin spus. Uite cât o lucraie și ce au făcut în cât două săptămâni am avut de activitate cam așa, nu contează. Uh, uite ce încep, au început să fac, să, o încerca să fac ei și chiar le-au ieșit, adică mi-au mi, -o, mi -o zis aici ceva acolo pe Skype încep, uh, că încep să fac o chestie, dar n-aș știu exact despre ce e vorba. Aia e insula lui Darius, uh, acolo are o chestie în care se fac mobi. Uh, aici e ferma tuturor, nu există fermă personalizată sau fermă personală. Uh, acolo e casa lui Cosmin, parcă, Asta e insula lui Udu pe care nu-i nimica și aia iarăși fermă. Ok, în acest episod vreau să vorbim despre profesori, adică mai exact despre profesorii mei pe care uh, nu o să mai văd aproape niciodată, adică o să ne mai vedem așa pe stradă poate că, dar în, în general nu cred că o să ne mai prea vedem noi, uh, doar cu ocazii speciale probabil. Hai să mă duc să fie chiar exact ca și a lui Darius, să nu fiu, să nu fie mai special, știi, să fie la fix plus, că încoace nu cred că, vezi, nu mai pot spune, deci, o să fie ok. Nici în partea aia nu o să mai putem pune, deci tot ok o să fie. Ok, profesorii mei, nu știu, deci, hai să începem cu, uh, nu știu, nu o să zic despre fiecare profesor în parte pentru că e o porcărie, dar vreau să vă zic că toți profesorii mei uh, au fost foarte de treabă. Uite, vezi de ce am pus apă? Adică, stai că nu... A, da, am, uitat să zic că am mai încercat să mai filmez dată și... mi a dat crash ceva de pe aici, de prin casă, mi a picat carcasa de la calculatorul vechi și... s au auzit foarte urât și n-am putut să postez acel episod, dar nu contează, bă, nebăm da, deci toți profesorii mei au fost foarte de treabă, chiar dacă în timpul orelor îi mai înjuram, e așa. Bine, glumesc, nu injuram înjuram în timpul lor, pentru că e o porcărie să-ți înjuri uh, profesori în timpul lor, dar eram obraznic uneori, foarte obraznic. Deci, uh, profa de civic odată, bine, poate acum să de la episodul ăsta și o să afle cine a zis, dar nu contează, acum e prea târziu și așa. Uh, profa de civică spunea, habar n-am ce zicea, uh, era parcă o caricatură în cartea de civică de a opta, sunt mai multe caricaturi, și trebuia să corectăm, o cari să comentăm, de fapt, o caricatură. Și uh, era erau mai mulți polițiști care fugeau după un cetățean, hai să vorbim și noi în termeni, uh, în termeni, ce cât, temeni, uh, în termeni uh, civici, ok, erau uh, niște polițiști care fugeau după un cetățean, știți? Și la un moment dat, bine, eu nu eram atent la ora, vă da și voi seama, pentru că mi se părea o prostie civica, uh, da, și erau niște polițiști uh, în, ca, în, acea caricatură care fugeau după un cetățean. Și mie nu-mi păsa, știi, de civică. Eram așa gen, ce zice asta acolo? Plus că nici nu prea auzeam că vorbea prea încet, știi? Dar dacă erai atent, puteai asculta, sigur, da, eu dădeam vina pe faptul ăsta. Ceea ce nu e chiar ok. În fine. No, și la un moment dat, o, nu știu din ce, v-am zis că nu eram atent la ora, nu știu cum, nu știu de unde a ajuns ea la chestia asta, au zis, nu sunt epure, știi? Și eu numai chestia aia, bine, să o referi că nu e epure, nu e epure, Da, așa vorbea ea mai ciudat. No, la care uh, o zi -a, nu sunt epure, la care îmi eu, bada și m au auzit și uh, cred că atunci a fost singurat când m auzit și m au trimis în ultima bancă. Aba nu stai cum mai fost, o, oh mai god, am să vă povestesc. Sau altă dată uh, bă, mai era, mai era o chestie care am vrut să vă zic, dar uh, nu știu dacă mi-aduc aminte. Deci vorbea extrem de încet. Asta mă deranja pe mine foarte tare. Bine, mă rog, dacă eram atent, puteam să aud și eu, dar stăteam tot cu aia care mă, mă deranjau foarte tare. Adică nu, că în ultima parte a semestrului am stat chiar în a treia bancă și a fost ok. Ce, cel mai tare m-a deranjat că pentru că... ce mai tare m-a deranjat că faptul că diriginta mea era de matematică și în aproape fiecare oră de dirigenție în care nu eram cuminț, făcea matematică. Bă, asta nu a fost chiar așa o mare problemă, să zic așa. Dar mă deranja enorm, frate, adică a, alții la dirigenție stăteau și povesteau și mâncau bomboane. Adică la dirigenții un fel de, cum să zic, nu știu, aș încă o chestia am făcut civică din clasa 5-a, ceea ce iară nu e ok, pentru că dacă ar fi o profesoară măcar, nu știu, mai... Nu zic că era nașpa pe profamia, dar era de treabă, dar dacă era, nu știu, o profesoară așa mai glumeață sau... Nu știu, op... Na, nu, îmi, îmi, găsesc cuvintele greu acum. În fine, apărând ne ajunge aici, așa că o să împrumutăm piatra de la Darius Pentru că o să i o dăm înapoi După episod, dar nu ne ajunge aici și nu am mai ce face Dacă era o profesoară așa mai șmecheră, știi Care știa glumii și nu știu ce chestii, știi Și nu ne dea așa multe teme O profesoară simpatică uh, Era mai ok, știi Trebuie să recunosc că era mai ok uh, Da, aveam uh, Toți profesorii erau de treabă Bine, zic acum, după ce am terminat Că atunci toți mi se păreau de rahat, da? Nu era chiar așa? Sau atunci era chiar așa, dar acum nu -i. De fapt, nici era cum nu acum nu nici atunci nu era, dar mă rog, A aia era impresia mea. No, bun, stai să văd că vreau să mai iau piatră și nu știu dacă am de unde. Pe aici așa. Oh, și da, încă o chestie. Înainte de episod m-am dus la shop, eram cu aproape full inventul și în loc să-mi iau iarbă, mi-am luat chestiile astea, tristecuri de clei Puțin, dar mă rog. Nu știu dacă se merită. Fraților, încă o chestie care vreau să zic, să-mi spuneți ce părere aveți despre cum se aude sonorul acum, adică cum se aude vocea mea. Nu știu dacă se aude cu uh, sunet de fundal, dar ceva, ceva, sigur se aude acolo pentru că mi-am mutat calculatorul, adică în fiecare zi mă gândesc la o configurație nouă pentru camera mea, care să stea bine. În curând o să avem și green screen. Deja avem și green screen. Hai să mergem la Darius pe să mai luăm ceva piatră. Deja și știu unde și o ține. 4, 5, 6, 7, 8, pentru că o să i le dăm înapoi Warp, shop. Deci da, asta ar fi a fost singura problemă, că nu știu, nu făcea diferite activități. A, și încă o chestie, proful de istorie. Deci profesorul de istorie era cel mai tare profesor dintre toți și ăla de geografie. Deci istoria și geografia, probabil o să ziceți, mamă, ce prost este că zice asta. Deci, dar nu e adevărat, mă, deci profesorul meu de istorie, așa era de tare, glumea cu toți, mamă, deci... Și și de... bine, profesorul meu de geografie a avut ceva probleme și nu a mai venit și s-a schimbat, a venit alt tip. Și ăla era foarte șmecher, dar celălalt profesor de geografie care a avut probleme era super tare. Atâta glumea cu el. Ținute că își bătea joc de unii colegi, mamă. Și așa amuzant era. Ținute că la un coleg îi zicea tocană, poate să uite colegul ăla, hai, la episod și o să... În fine, nu știu, era ciudat. Ciudate de numeri, știi, așa random, random, fără să... Nu știu, fără să n-aibă nicio legătură cu chestia aia, știi? În fine, în schimb, toți profesorii erau ok Mai glumeam și și uh, cu doamna dirig... De multe ori zic dirigă și știu că nu e ok uh, Pentru că se spune dirigintele Și cu dirigent atâta glumeam în ore Adică nu glumeam mult să, între, uh, să nu facem lecții Și să ne spuneam nu știu ce bancuri, știi? Dar mai zice așa câte o glumă și râdeam toți ce deci era amuzant în principiu Nu am avut o cum să zic, un gimnaziu nașpa, să zic așa. A fost destul de ok, zic eu. Hai că gătăm aici și începem să punem și noi gar cum și-o pus ei. Bă, dar de ce să nu ne unim noi insulele, să nu fie așa nașpa? Oare ce ar fi? Nu știu, mă gândesc ce cu ce ar deranja și am impresia că acum insulele sunt mult mai micuțe aici pe skyblock. Mă rog, unii oameni nici măcar nu înțeleg ce fac eu aici, dar nu trebuie. Ok, deci da, vreau să-mi spuneți cum și cât de tare mă aud și cât de ok mă aud în special pentru că asta e o nouă configurație de microfon, calculatorul stă mai depărtat de mine, ceea ce e destul de ok, zic eu, pentru că nu se mai aude, nu se mai aude acea sursă cu 30 de lei sau cât am dat pe ea, nici nu-mi pasă. O, oricum, când o să-mi iau uh, procesorul nou, vă dați să seama că o să-mi iau și sursă nouă pentru că nu o să pot prăji procesorul uh, nou cu... Uh, Sursa asta, așa, că o să fie prea nașpa. Deci, da. Profesorii mei au fost foarte tari. La deseni, uh, Stai să mă gândesc câte desene am făcut eu în clasele 5-8. Deci, nu știu, deci... Uh, le poți număra pe degete, dacă ai, uh, Deci... Cred că mai mult de 5 desene n-am desenat eu în clasele 5-8, așa de... năzdrăbani eram. Stai să zicem, am nevoie de mult lemn. Hai că mai mergem să mai luăm lemn. De fapt, avem aici un stack de lemn, dar să nu-l facem pe tot în Ok. Deci cred că doar 5 desene am făcut în toate clasele 5-8 și profesoara, cred că își dădea de seama, mă, mă, că nu spunea nimic, știi? Uite că am nimerit, bă, niciodată nu știu cum se face gardul, dar de data asta am nimerit. Bă, nu știu, pur și simplu, nu știu, simțeam că nu meritam notele alea, știi? Mă zicea oarecum vinovat, știi? Adică mă încheia, cred că tot timpul cu 10, la desen bine, îți dai seama că îți de 10 și dacă nu faci, da, mă rog. Ok. Și uh, vreau să zic o chestie de la examen. Nu contează. Deci uh, am văzut un tip care lua locul 3 pe clasă la el. Adică era o școală destul de ok. Nu o să dau nume școlii pentru că tipul o să se simtă rău. Bine, nu, nu știu dacă se uite la episoadele mele. Nici măcar nu-mi pasă, sincer să fiu. Dar uh, e ok oricum. Uh, care avea locul 3 pe clasă la medie. Bine, nu, nu erau numai 3 oameni în clasă. Stați liniștiți, erau mai mulți. Era undeva la... 32, 34, cam pe acolo, 32, 33, 34, cam pe acolo, um, da, și la examen o luat nota 5 la mate și nota 6 la rând, deci incredibil, frate. Deci nu cont, vreau să zic că nu contează media generală, adică nu trebuie să te iei după asta, hopa, nu explodam, Deci nu trebuie, să iei, nu trebuie să te iei după media generală, dacă, atât o lată, atât, dacă are, are, atâta are media generală, atâta o are, știi? Aia nu înseamnă că dacă ai media 10 generală, bine, o fost și la noi cazul în care am avut 10, Au fost, uh, bine, nu eu, eu n-am avut niciodată media 10, doamne ferea, aș vrea eu, dar uh, aș fi vrut eu să am. Ok, uh, unde am rămas? Da, deci nu contează, poate să iasă și 10 și la noi chiar eu ieșit unui tip media 10, la cei de informatică unde era destul de greu uh, și au luat așa note mici în examen. Deci mie mi a părut rău pentru tipul ăla. Era un tip foarte de treabă. Am fost colegi în, în clasele 1-4, că de aia știu de el. dar era de treabă, tipul trăsării Oh my god, păi și asta avea aici lemn și nu bine. Hai că nu îi le au pe tot. I -i... cred că ne ajunge atâta pentru puțin gărduleț îmi trebuie. Hai să facem aici așa, pac, pac, bă, hai că fac numai din 32. Stai că cum se face, uite așa. Și da, puteți vedea că am, că am revenit cu postările. N-am mai postat un cer scuze pentru că căutam ceva, să, căutam să fac ceva nou. Pentru că voi asta vreți, pentru că altfel nu strângem feedback, știi? Și aia, aia mă deranjează enorm. Pentru că, bine, adică eu nu fac YouTube pentru like-uri și prostii să mă dau mare la din. Eu fac YouTube pentru că asta îmi place și nici pentru bani nu fac YouTube, pentru că acum nu ai ce să câștigi din YouTube, chiar deloc. Când vine vorba de venituri, poți să îți dai foc că nu ai ce să câștigi de pe YouTube. Aici o să ne facem noi o casă, poate începem chiar acum. E o idee bună. Bă, o să fac o casă simplă. De fapt, hai că începem o casă nu prea sofisticată, dar să fie. Astăzi facem doar un pic de structură Să vedeți cam cum și ce aș vrea eu să fac Ok, aveam ceva A, nu stai că am murit în neder, Am murit de vreo trei ori în nether astăzi da? nu contează, nu interesează pe nimeni chestia asta Deci da, vreau să ți spuneți cum se aude Vreau să zic că n-am editat nimic acum ăsta acum e așa, l-au auzit, Nici măcar n-am pus -ă, muzică de fundal Pentru ca să auziți uh, Ca să-mi auziți doar vocea Eu cred că e destul de ok așa Nimă la el, mă, ce vine pe mini, mini. Pe mini. De ce e aici asta? Ce căutau aici, în fine. A, mă, ăsta e ultimul strat, frate. Da, mă, da. uite ultimul strat aici. Interesant. Uh, a, da, am venit la acestul ăsta. Săracul Darius, ce scrie? Uh, de aici puteți să mai luați pe S dacă mai... Bă, dar nu o să nu... Mă rog, n-am citit tot. Ok, cred că ne... Hai că mai luăm un stack și... Stai că stack-ul de stack avem nevoie și ăsta. Bun, slash Island și mergem sus. Aici sunt porcii noștri pe care... O să ținem doar porci pe insulă pentru că așa îmi place mie. Deci da, și la engleză am avut o, profesor, o profesoară foarte șmecheră, foarte tare de fapt. Adică râdeam în majoritatea orelor, deci nu cred că exista uh, o oră în care să nu fi râs la ea în oră. Bine, nu că râdeu așa de prost, ca așa îmi vine mie. Să râdem că ne face ea să râdă, știi, sau ne punea ceva videoclip frumos. Bă, de 1, 2, 3, 4, perfect și 5, bun. O să încep așa și o să o fac până aici, 1, 2, 3, 4 și 5. Să vedem câte blocuri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Perfect 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Și pe ăsta pun nu Da, da 2, 3, 4, 5 Învățați să numărați cu mine, fraților Vă învață Tudorelu cum să numărați Deci aici ar veni cam nu Da, da 2, 3, 4, 5 Bun Cam atât o să fie casa Hai că acum vreau să fac un pic de Abar ah, n-am ce o să fac uh, Uite așa vreau să fie Stai să spargem este că nu sunt ok. Poate o să... Să-mi propuneți un design în comentarii, să-mi scrieți ce părere aveți de designul ăsta de insulă, mai exact de chestiile astea cu gardul, de borderul acesta cu lemn, cu uh, loguri sau cu uh, butuși dacă vrei să zicem așa, pentru că butuși, log înseamnă butuc în română. Cel puțin uh, cuvântul din Minecraft aia înseamnă. Da, nu uitați să apăsați butonul de like. Uh, nu uitați să dați share, să și prietenii voștri acest episod de, de Skyblog. Această revenire, mai exact, o să păstăm tot așa două, trei clipuri pe zi. Nu uitați să dați uh, subscribe ca să devin și eu mai popular pe YouTube. Eu am fost Tudor, iar noi ne vedem la episodul următor. Pa, pa!